Faceți cunoștință cu Mariana, are doar 15 ani și e atât de tânără. Visează la succes și fan, știe ce vrea de la viață, dar nu știe cum să obțină. Nu-i de vină ea, tati și mami sunt de vină. E plină de dorință, jură că visează să cânte. N-are bani, dar are idei, dacă ai ști câte. Nu-și permite să înregistreze, tati în loc să o susțină. Preferă să stea în fotoliu la TV cu sticla plină. Mami n-o ascultă, e ocupată mereu. Are un soț prea leneș, și așa că muncește din greu. Micuța Mariana vrea bani și pe cineva să o asculte. Astea le găsești la băieții cu care se fute. Visează la faimă, se visează star de pop, dar sugând-o prin WC-uri n-o să ajungă în top. Înregistrează cu banii scâși din găoți și labă, dar trebuie să se retragă, altfel n-o să facă treabă. Se spune că sunt vise și că nu pot fi atinse, sunt primele ce le vezi când becurile stinse. Dar și când îs aprinse, că te trezești cu ele în gând și apoi le vizualizezi din nou rând pe rând. Se spune că visezi dacă stai și-ți imaginezi, că ești altfel decât ceilalți, dar nu trebuie să crezi. Continuă să lupți, altfel în vei da dreptate. Vei bea întins pe spate cu gândul la vise spulberate. Faceți cunoștință cu Radu, are 25 de ani, om în toată regula, dar încă nu produce bani. Se crede băiat de băiat, crede că le știe pe toate, dar Radu încă nu și-a găsit loc în societate. E talentat ca dracu, e chiar un rapper bun, a avut colaborări importante până acum, dar nu înțelege că la noi rapul nu se vânde. Va rămâne falit chiar dacă va continua să cânte. Are versuri bune și orice vagabond îl simte. Spui pe realitatea în rime, se vede clar că nu minte. Dar n-are o slujbă, stă tot pe banii părinților. Nu ia în calcul că poate rapul nu e de viitor. I se pare ușor că n-a întâlnit greul încă. Noroc că-l țin părinții, de-aia mai bea și mănâncă. Anturajul face să bea lent și să scrie versuri în grabă. Trebuie să se retragă, altfel n-o să facă treabă. Se spune că sunt vise și că nu pot fi atinse. Sunt primele ce le vezi când becurile stinse. Dar și când îs aprinse, că te trezești cu ele în gând și apoi le vizualizezi din nou. În perând se spune că visezi dacă stai și-ți imaginezi, că ești altfel decât ceilalți, dar nu trebuie să crezi. Continuă să lupți, altfel îmi vei da dreptate. Vei bea întins pe spate cu gândul la vise spulberate. Se spune că sunt vise și că nu pot fi atinse. Sunt primele ce le vezi când becurile stinse. Dar și când îs aprinse, că te trezești cu ele în gând și apoi le vizualizezi din nou. Rând pe rând se spune că visezi dacă stai și-ți imaginezi, că ești altfel decât ceilalți, dar nu trebuie să crezi. Continuă să lupți, altfel îmi vei da dreptate. Vei bea întins pe spate cu gândul la vise spulberate. Faceți cunoștință cu Nea Gigi, Nea Gigi o mare, dar numai cu vârsta, căci nu se poartă ca atare. Are o slujbă, aduce bani acasă, are un fiu și o nevastă, dar lui chiar nu-i pasă. Are 42 de ani, el tot stă printre puștani și bea în carter cu golani când produce bani. Și-a dorit să aibă o familie de când se știe. Visul un repeten, nevastă să moare de gelozie. Că știe că atunci când ia salariu caută vreo zdranță și o plătește s-o fută și să-i dea o clanță. Nu există balanță deloc în familia lui și sigur o s-o piardă din cauza alcoolului. Cârciuma a devenit a doua casă pentru el, iar pe zi ce trece banii îi tot scad din portofel. Mai grav, acum când are probleme fumează iarbă, trebuie să se retragă, altfel n-o să facă treabă. Se spune că sunt vise și că nu pot fi atinse. Sunt primele ce le vezi când becurile stinse. Dar și când îs aprinse, că te trezești cu ele în gând și apoi le vizualizezi din nou rând pe rând. Se spune că visezi dacă stai și-ți imaginezi, că ești altfel decât ceilalți, dar nu trebuie să crezi. Continuă să lupți, altfel îmi vei da dreptate. Vei bea întins pe spate cu gândul la vise spulberate.